Rateva pentru acasă, clasa A, 6. Bine, hai să începem la capitolul acela, să vedem ce. Nu. Da. La capitolul respectiv. Da, haideți să începem cu o problemă de două stele, așa cum spuneam, da? Un automobil a parcurs 38,5 km în 30 de minute. Deci 38,5 mai, nu? Da, kilometri, 30 de minute. 30 minute. 10 de la pagina 45, copii. Da? 38,5 km în 30 de minute. Ce distanță va parcurge automobilul în 3 ore dacă se va deplasa cu aceeași viteză? Deci, în 3 ore, da? În 3 ore, punem exact sub timp cu timp, da? Ce distanță va parcurge respectivul automobil la care cerți viteză? 45. Altfel, dacă voi vreți să organizați altfel, înseamnă așa. În 30 de minute parcurge 38,5 km. Da? În 38. Deci în 30 de minute 38,5 km. În 3 ore parcurge X km. Este aceeași lucru, dar am scris-o așa cum îmi place ochiului, să zic, vouă. Vă vine mai la îndemână. Miruna, știi tu cum? Da. Yeah. 30, avem... stați-o gândesc la 3 minute sau... Hai să gândim așa, dacă în 30 de minute faci atât, în 3 ore va face mai mult sau mai puțin? Mai mult. Dacă e mai mult, direct sau invers? Asta direct. E problema. E direct, direct. Bravo, sigur. Da. Trebuie să fiți sigur pe voi, e mai deci, mult? Deci e clar că e mai mult și atunci îți mărim direct proporțional. Deci între mulțimea 30 și câte? 80. Și 3 ori 180, ca să lucrăm în aceeași unitate de măsură, da? 180 de minute. 180 de minute, da? Între 30 minute și 180 minute. Și mulțimea format 38,5 și X. Așa. Există directă proporționalitate, da? Dar dacă ar trebui să scoată pe X de acolo, ei știu? Foarte simplu, da. Miruna, tu știi să scoți pe X cât de acolo? Cât este X de aici? Da, X e 3H ori 38,5 pe 30. Că de fapt s-a întâmplat să avem raportul ăsta. 30 pe 38, Miruna, de aici trebuie să înțelegi. 30 pe 38,5 este egal cu, te rog, 30 pe 38,5 egal cu 180 supra X, da? Și atunci, un termen dintr-un raport înseamnă cei doi mulțiți pe diagonală și împărți la celălalt. Ăsta e motivul. Da? Ăsta e motivul. Nu trebuie să vă gândiți așa, crește, descrește celălalt. Mecanic. Că acest lucru trebuie să-l evităm totdeauna. Sigur că da. Și aceeași unitate de măsură, mare atenție, copii, în 3 ore. Neapărat. Deci aceeași unitate de măsură ca să fie nu, lucru foarte limpede, pentru că atunci ore cu minute nu mai îmi dă aceeași lucru. Mulțești pe 3 cu 38,5 și împar la 30, dă aiurea. Corect. Da, deci ne ducem cu aceeași unitate de măsură, esențial lucru. Care ar fi observațiile aici? Dar ar fi observa. Observația ar fi așa, că trebuie să observăm, aranjăm unitatea de timp, cât corespunde la prima variantă, cât corespunde la cealaltă. Și sesizând că în 30 de minute se întâmplă atât, atunci în mai mult timp, fiindcă e aceeași viteză. Zice problema. Da, zice aceeași viteză. Adică dacă ar spune că viteza scade, nu, mișcarea este încetinită, nu am mai avea directă proporționalitate, ci am avea o inversă proporționalitate. Dar autorul are grijă, de aceeași viteză. Atunci, și atunci spațiul, pe timp ce, nu, cu cât timpul crește, spațiul va fi mai mare. Corect. Și acum putem să notăm 180 ori... Păi X egal cu 180. Deci, rapid, da. Nu? De aici rezultă că X egal cu 180 ori 38,5, totul supra 30. Și la înălțire de 693. Și face 6 egal cu 6 ori 38,5. Da?
De ce? Nu? Gata, domnul, eu sunt. Bine, 6 ori 38,5. Da, 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 e foarte bine. Și este egal cu 6 ori 5, 30. 231 de kilometri. 231 de kilometri, da? Și am găsit răspuns. Problema 11. Ia să vedem. 12 muncitori pot executa o lucrare în 6 zile. Deci 12 muncitori în 6 zile. În câte zile pot executa aceeași lucrare? 18 muncitori. 18 muncitori? În mai multe zile sau mai puține? În mai puține. În mai puține zile, da? Deci 18 muncitori. Sonia, știu, ești de acord? X. Da, zile. De ce să ce ce? 18, Sonia. Uite, nu știu, spus. 18 muncitori mai multe zile. Deci 18 mai multe zile? Sau mai puține zile. Dacă 18 muncitori fac 6 zile, 18 muncitori mai puține zile. Mai puține zile, da? Deci, ce este aici? O? Inversă proporționalitate, da? Deci, înseamnă că 12, cum spui, 12x? Nu, 12 deci, ori 6, 6 egal cu 18 ori x. Da, deci, practic, trebuie să înțelegeți așa, că între mulțimea 12 și 18 și mulțimea 6 și x, nu? 6 și x este inversă proporționalitate. Inversă proporționalitate, da? Și atunci știam că asta e echivalent, cum a spune că 12 ori 6 12 ori 6 este egal cu 18 ori x. Da? 12 ori 6 egal cu 18 ori x. Da? Așa se întâmplă inversă proporționalitate, da? De aici înseamnă că x va fi egal, se simplifică 12 cu 18 și prin cât? Prin 6 și aici rămâne 2 și aici 3. Și atunci ce se întâmplă? 2 ori 6, 3 cu 3, hai să zicem așa, 2 și x egal cu 4. Deci în câte zile va trebui? În 4 zile. Da? 4 zile. Mai reiau o dată. Deci 12 muncitori în 6 zile. Mai mulți muncitori în mai puține zile. Și atunci, între mulțimea asta din stânga și mulțimea asta din dreapta, am o inversă proporționalitate. Și la inversă proporționalitate, nu zicem 12 supra 6, ci 12 supra 1 pe 6. Adică 12 ori 6 egal cu 18 ori x. Și de acolo se scoate x-ul și totul este... 19 de la pagina 46. 19 de la 46. 6. Am terminat cu două stele, trecem mai trei, domn profesor. Da. 5 muncitori termină o lucrare în 18 zile, lucrând câte 8 ore pe zi. 5 muncitori termină o lucrare în 18 zile, zile, lucrând câte 8 ore pe zi. 8 ore pe... În câte zile? Zi. În câte zile? Da. În câte zile pot termina aceeași lucrare 9 muncitori, dacă deci, vor lucra câte 10 ore pe zi? 9 muncitori, x zile... Da. Pe 9 ore. 9 ore pe zi. Hai să vedem cum gândim problema. Deci 5 muncitori. Muncitorii sunt mai mulți acum. Așa, muncitorii sunt mai mulți. Mulți. Muncesc și mai multe ore. Și mai multe ore pe zi. Dar mai puține zile. Atunci, clar că o să fie mai puține zile. Deci e direct proporțională, nu, copii? Deci ce muncitori ziceți? Mai mulți. Ore și mai multe, da. Și atunci zile mai, zile mai puține. Va fi direct în proporționalitate sau invers în proporționalitate? Da, deci ca să fie directă, cum e între 5 și 9, așa. Trebuie să fie între 18 și x. Ar trebui să fie mai multe. Și acum e jocul acela. Exact. Este invers în proporționalitate. Da, invers, da?
Deci este, noi trebuie să avem judecata bine pusă la punct în ceea ce privește realitatea de acolo, da? Mai mulți muncitori, deci, mai puține mai zile, corect. Mai mulți muncitori, mai puține zile. Mai puține zile și atunci este inversă proporționalitatea, da? Sigur că trebuie să avem în vedere și faptul că lucrează chiar mai multe ore. O oră în plus. Deci o oră în plus. Atunci, cum vedem? Trebuie să implicăm și chestia asta. Corect. Este afectat. Deci nu putem lua numai asta sau numai asta de aici. Pentru că nu e treaba corectă. O zi are 24 de ore și facem 18 ori 24 ca să vedem câte ore lucrează în total. Deci tu spui să facem ce? Cinci muncitori lucrează în 18 ori 8 ore. În 18 zile 8 ore să facem câte asta ore. Asta e. Asta e. Să facem câte ore vor deci, practic, va semnalul de mare lucrare. Deci dacă 18 zile și ori 8, ca să vedem câte ore afectează, câte ore sunt necesare pentru execuția lucrării respective, da? 18 ori 8, adică 144. Deci 5 muncitori execută o lucrare în 144 ore. 144 ore. Asta înseamnă 18 zile și 8 ore pe zi. Asta înseamnă tradus 8 ore pe zi și 18 zile. Corect. 9 muncitori. 9 muncitori execută aceeași lucrare, da, în câte X ore. Nu mă interesează zilele deocamdată. Corect. X ore. Și oare am făcut că intră și 9 ăla? Exact. Păi, ne-o mă întoarce. Când după ce găsim X ore, împărțim la 9 ca să aflăm zilele. Corect. Da, dar nu am înțeles aici. Eu am zic. Pus fac chestia asta. 5 muncitori, 18 ori 24. De ce 18 ori 24? Că doar nu lucrează și noaptea. Păi, mai 8 ore, mama, muncesc pe zi. Mai 8 ore pe zi. 18 ori 8, nu? 18 ori 8. Deci pune întrebarea ca să ne fie clar. Deși nu lucrează non-stop. Lucrează doar 8 ore pe zi. Și ca să vedem câte ore sunt necesare pentru terminarea lucrării respective, am aflat repede 18 ore. Ori 8, ținem cont că sunt 8, ore pe zi. 8 ore pe zi. Și acum e direct proporțional sau invers proporțional? Asta este întrebarea. Aceeași lucrare, da? 9 muncitori vor termina în mai multe ore sau în mai puține ore? În mai puține. Mai puține. Deci este invers proporțional. Crește numărul de muncitori, scade numărul de ore. Sigur, deci e invers proporțional. Sigur, invers proporțional. Și atunci o să spunem că avem 5, ca să înțeleagă și mai bine, corect, deci 5,9 mulțimea asta și invers proporțional cu mulțimea 144 și x ne conduce în situația asta, spune că 5 ori 144 este modelul. Da, 5 ori 144 e 5 ori 144 egal cu 9 ori x. 9 ori x. 144 sunt practic. Deci x egal cu 720 împărțit la 9, da? La 9, da. Și dă 80. 80 ore. Ore, da. Și acum 80 de ore împărțit la 9. Așa. Deci 80 de ore a însemnat lucrarea executată, da? Și nu dă X. Da, și hai să vedem de ce. Mai citește o dată problema. Mai citesc o dată. 5 muncitori termină o lucrare în 18 zile, lucrând câte 8 ore pe zi. Da. În câte zile pot termina aceeași lucrare 9 muncitori, dacă vor lucra câte, iertați-mă, 10 ore pe zi. Așa. 10 ore pe zi. Și acum împărțit la 10 și atunci... 720 împărțit la 10. 80 împărțit la 10. Am fost un profesor? Da. Am zis. Și n-am fost bine. Aici e la 10, aveți dreptate. Deci 80 de ore. 80 de ore se lăsăm aici. Nu, 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 era bine domnul profesor acolo la 9. Dar la 9 este 80 și acum 80 astea, 80 de ore, le împărțim la 10. La 10. De ce la 10? Fiindcă fiecare oră, fiecare zi lucrează 10 ore, da? Și 80 de ore
ore împărțit la 10 egal cu 8 zile. Deci răspunsul la problemă înseamnă 8 zile de lucru. Mai repetăm o dată ca să vă fie, că aici n-a fost din cauza 10 legi. Deci, 5 muncitori execută o lucrare în 18 zile, lucrând câte 8 ore pe zi. În câte zile vor termina 9 muncitori, deci atenție, 9 muncitori înseamnă deodată aproape dublu ca număr de muncitori. Aceeași lucrare. Aceeași lucrare, dar lucrând câte 10 ore pe zi. E de așteptat ca numărul zilei să scadă destul de mult. Și iată, chiar scad de 18 la 8 zile. Deci, ca formă de interpretare, ne așteptăm ca asta să corespundă realității. Că dacă îmi spuneam aici că în 15 zile termin lucrare, era o greșeală. Pentru că sunt 9 muncitori, aproape dublu, și lucrează și 2 ore în plus. Corect. Nu se poate să fie până la jumătate. Da. Dar chiar mai puțin de jumătate. Și așa se întâmplă. Chiar mai puțin de jumătatea la 18 și 9 și chiar termin lucrarea în 8 zile. Da? Da. De la pagina 46. 360 de kilolitri de apă curg prin 3 robinete în timp de 36 de minute. 360 kilolitri apă. Curg prin 3 robinete în timp de 36 de minute. Deci, prin robinetul 1, robinetul 2, robinetul 3, da? Da, 36 de minute. 36 minute. Prin 4 robinete, cu același debit, în cât timp curg 120 de kilolitri de apă? Deci, 4 robinete, prin 4 robinete. 36 minute. Deci în 36 de minute, da? Pe 6 minute. Mai citesc o dată. 360 kilolitri de apă curg prin 3 robinete în timp de 36 de minute. Prin 4 robinete cu același debit. În cât timp curg 120 kilolitri de apă? Prin 4 robinete. Da. Deci prin 3 robinete curg în 36 de minute, da? Da. Cu 360 kilolitri. Până 4 robinete. Din 4 robinete. În cât timp? X, nu știm noi. Da, 120 kilolitri. 120 kilolitri. Păi, kilolitri sunt mai... Cum? Hai să vedem. Hai să o analizăm. Să transformăm. Să zicem de ce? Invers. Kilolitri, în litri, dacă ne ducem, mulțim cu 1000 acolo și am rezolvat problema, avem aceeași unitate de măsură, da. Speriem. Deci mai din puțin punct apă. De vedere al aspectului practic. Mai puțină apă, mai multe robinete. Da. Timpul ce va face? Va crește sau va scădea? Va scădea. Va scădea, da? Timpul va scădea. Mult mai. Deci așteptăm aici să ne dea un timp mai mic decât 36. Mult mai mic. Bun. Uitându-ne aici, cantitatea e o treime. Da? E o treime. Deci, și un moment mai mult, deci la aproape un sfert mă aștept să fie. De undeva pe acolo, da? Aproape un sfert. Adică undeva 9-10 minute, nu? Da. 4-9-36. Deci eu m-am făcut estimativ cam la ce rezultate s-a ajuns. Și e direct proporțional cu copii? Acum să vedem, o secundă, cum organizează, că sunt 3 parametri aici. Corect. Cum strângem lucrurile. Aici vreau să... Putem să dăm cât curge la un singur robinet? Cât curge la un singur robinet?
În cele 36 de minute te gândești, nu? Deci, cât curge la un singur robinet? Cum am putea? Cât timp? 120. Cât? 120. 120 de ce? De kilolitri. 120 de kilolitri la un singur robinet, da? Da, tot în 36. Dar... Și tot în 36 de minute, da? Tot în 36 de minute se întâmplă asta. Da. Și acum, deci la un singur robinet, am zice așa, 126 de litri, 120 de litri pe un singur robinet curg 36 de minute, aici cum se face? Tot 120, deci... Împărțit la 4. Împărțit la 4, cât iese? 30 de kilolitri. Da? În cât timp curg? În cât timp. Deci reducem toată povestea asta la... Cine reducem? La un singur robinet. Da? E cu același debit. Cu același debit. Asta e esențial. Acolo fructificăm. Da. Da? Deci simplificăm 3 cu 360 și vine cât? 120. Un robinet curge cât? 120 kilolitri în cât? În 36 minute. Un singur robinet curge același debit 30 de kilolitri în cât timp? X minute. Deci, practic, am redus partea asta, nu mă mai interesează și acum, aici, trebuie să vedem exact. Mai puțină apă, da. Așa. Și mai puține minute. Clar. Deci aici, reducând raționamentul aici, ce fel? Cum e? Directă proporționalitate. Cum este între 120 și 30, va fi între 36 și X. Da? Deci, între mulțimea 120 și 30, direct proporțional cu 36 și X. Adică o să avem 120 împărțit la 36, egal cu 30. Deci 120 supra 36, egal cu 30 supra X. Da? Deci, da. Și de aici rezultă că X va fi egal cu... printr-un 10 stânga-dreapta, adică ar veni 36 ori 3, nu așa? 36 ori 3 supra 12. Și 12 cu 36 simplifică printr-un 3, prin 12 și chiar rămâne 3, și 3 ori 3 egal cu 9. 9 minute. Da? 9 minute. Asta am anticipat. La un sfert din timp. 36 împărțit la 4, deci 9 minute. Să mai insistăm și aici. Care a fost miezul problemei? Ce ai dat seama că trebuie să punem la un singur robinet. Asta a fost. Deci, practic, trebuie să raportăm totul la un singur robinet. Care este debitul unui singur robinet? Și dacă 36 kilolitri, atunci, foarte simplu, înseamnă că 120 de litri cu 36 de minute, iar 30 de litri, 30 de kilolitri cu X, da? Timpul X. Și directă proporționalitate. E clar că așa, când am văzut așa, când am văzut chestia asta, am analizat-o ca problemă în ansamblu. Dar când am redus-o la partea asta de aici, am sensat că este vorba de o directă proporționalitate, da? Și e corect. Dacă aici n-a fost ceva, a fost ceva neclar. Clar, da? Mergem mai departe. Da? 21. Dintr-o sârmă lungă, un muncitor betonist face 11 tăieturi. Un clește. Pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare.
și 21, de la 46. Dintr-o sârmă lungă, un muncitor betonist face 11 tăieturi cu un clește pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare. Da. Deci, dintr-o sârmă lungă, un betonist face cât? 11 tăieturi. Pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare. Așa. De, deci, 11 tăieturi. Deci 55 de metri. 5 metri, da? 5 metri fiecare, parcă spune. Da. 5 metri fiecare, da. Da. Așa. Câte tăieturi ar trebui să facă pentru a obține din aceeași bucată de sârmă bucăța 10 metri fiecare? Ia să vedem aici. Deci ca să obțină dintr-o sârmă lungă, un colac de sârmă, cum să spunem acolo, pentru folosit de erari betoniști, spune că folosește 11 tăieturi, nu? Da. Pentru a obține... Pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare. Adică 55 metri. Nu cred că 55. Păi, 11 metri. Păi da, facem și asta prima care tăiem, nu se pune? Nu, da. Folosim cu deci, un clește, zice. Deci a obține, pentru a obține 11 tăieturi. Deci, nu, face 11 tăieturi pentru a obține... Pentru a obține, nu zice cât, pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare. Așa. Deci noi vrem să deci vedem numărul tăieturi. Și prima nu se pune? Aia din capăt? Nu păi se pune deja tăietură? Tăiată. Aia e deja tăiată? Da, e capătul care începe. Deci, hai să ne închipuim așa. E, aici de aici începe. Nolo. Una. Da? Așa. Una. Două. Și când am... Una aici, o tăietură, deja am o sârmă obținută. Am pe a doua, iar am două, da? Și la 11 tăieturi înseamnă... Înseamnă 11. 11 bucăți au obținut, da. Da? Deci, pentru 11 tăieturi, obținem 11... 55 de metri, atunci. 55 de metri, sigur, da. 55 metri. Câte tăieturi ar trebui să facă? X tăieturi, atunci. Da. Câte tăieturi ar trebui să facă pentru a obține din aceeași bucată de sârmă bucăți a 10 metri fiecare? Bucăți a 10 metri fiecare. Acum nu mai e bun. Păi, ca să obțină bucăți a 10 metri fiecare. Cum analizăm? Păi, 5 jumate. Câte tăieturi ar trebui să fac? Mai citesc? Mai citim o dată. Dintr-o sârmă lungă, un muncitor betonist face 11 tăieturi, un clește, pentru a obține bucăți de sârmă a 5 metri fiecare. Da. Câte tăieturi ar trebui să facă pentru a obține din aceeași bucată de sârmă... Aha, aceeași bucată, tot de 55 de metri. Bucăți a 10 metri fiecare. Păi, nu o să mai poată să obțină... De-aia vă întrebam, capătul nu se socotește? Nu. Pentru că... El face 11 tăieturi. Păi, 11 tăieturi. Să zicem că ăla era și capătul, nu? Da, nu tăiem deci... de undeva, de la mijloc și începem să tăiem și nu, să socotim. Nu, nu, așa înțeleg. E sârma e lungă, să spunem, nu? Desfășurat-o. Deci are un dintr-o, dintr-o bucată de sârmă, el... face cele, nu dintr-un colac, nu? Nu, dintr-o bucată. Dintr-o bucată de sârmă. Și bucata aceea folosește 11 tăieturi. Așa este 55. Atunci, când ajunge la capătul sârmei, da. La capătul sârmei, aici nu mai taie. Deci, taie, a 11-a tăietură este aici. Da? Hai de socotim atunci. 1, 2, 3, sigur că da. 5, deci 1, 10, 2, 3 și mai departe până la 11-a tăietură. Și următorul segment... Și 11 și atunci ies 12 bucăți. Deci ies 12 bucăți. Asta e important. Că e dintr-o sârmă, nu e dintr-un colac.
Uitați, eu am făcut copii și e 12 ani. Păi sigur că da. La prima tăietură aici am un segment, la al doilea, a doua tăietură iarăși am un segment, da, avem și la 11-a tăietură voi avea al 11-lea segment, și ăsta este al 12-lea, care vine natural. Se termină și sârma. Se termină și sârma, asta e important. Că dintr-o sârmă lungă... Păi da, că altfel ar fi trebuit să o tai și acolo. Ca sigur că da, dar este aceea sârmă. Se termină sârma. Sunt 12, 11, 12. 12, ia uite, ia 6. Uite-te. Și atunci 60 de metri cum ar veni. 60 de metri, asta este. Nu 56. Pentru că, Miruna, deci, el are o sârmă pe care o întinde. Nu ne spune autorul cât de lungă este sârma. Doar atât spune. Că folosește câte tăieturi? 11 tăieturi și sârma toată este transformată în bucăți de câte 5 metri. Metri, da. Fiecare bucată. Și atunci, dacă sunt 11 tăieturi, el începe. Taie pe prima, a doua. Când o taie aici prima dată, are deja un segment de 5, al doilea, al treilea. Când a ajuns să facă ultima tăietură, automat. S-a terminat și sârma, dar nu are un segment. Deci, dar are încă un segment. Că aici a fost a 10-a, a fost a 10-a și are 10 bucăți făcute. Și ultimul capăt, când îl dăm două, folosești doar 11-a tăieturi, dar obține două segmente aici. Ai înțeles? Mai obțineși pe al 12-a. Îl obțineși pe al 12-a natural, că s-a terminat sârma. Că dacă ar fi fost în colac și ar fi fost mai multă sârmă, ar fi trebuit să vină aici să taie. Corect. Și atunci erau 12 tăieturi. Trebuia să ne oprim la 11. Sigur că da. Deci, în condițiile astea, avem 12 segmente. Adică 60 de metri. 60 de metri. Are... Deci, de 11 tăieturi, sârma. Am 60 de metri. Da, câte tăieturi? Nu știu. Nu. Ca să obținem... În câte tăieturi, ca să obținem din aceeași sârmă, deci câte tăieturi ar trebui să facă pentru a obține din aceeași bucată de sârmă bucăța 10 metri fiecare? Câte tăieturi fac? 6. 5. Mai 5 atunci, dacă... Ia să vedem. Deci, tăieturi 10 metri, nu? Deci, din 10 în 10. Bucata aceea de 60 de metri. Bucata aceea de 60 de metri, din 10 în 10. Păi, câte tăieturi faci? Pentru că ultima o primește, cum s-a terminat. Așa. Asta este. 5 tăieturi. 1, 2, 3, 4, 5. Pentru că asta o primește. O primește natural, cum o primit-o? Da. Cum o primit-o și asta, la altă parte. Deci, el are cât ai? 60 de metri, Miruna. De logică. Da? Deci am... sine și tot este. Sigur că da. Deci are 60 de metri. Și știm asta, 60 de metri, din ce am discutat în prima variantă. Și atunci, spunem aici la 10 metri, da? Prima tăietură și am un 10 metri. Da. A doua tăietură și am 20. 20 de metri. Încă un 10, hai să spun. Încă un 10. A treia tăietură și am încă un 10. A patra tăietură și am încă un 10. A cincea tăietură și am încă un 10. Și capătul ăsta încă un 10. Nu mai tași, că s-a terminat sârma. S-a terminat sârma, că a fost de 60. De câte ori am tăiat? O dată, de două, de trei, de patru, de cinci ori. Deci, la X tăieturi, din 10 în 10, 60 de metri, deci pentru 60 de metri au fost 11. Da? Tăieturi. Da, sârma la 5. Cum? La? La 5. Dacă adică la 5-a... Deci la 5-a, dacă se termina sârma, înseamnă că ar fi fost lungime numai de 50. Da, sârma la sârma ca de 60. Că avem calculat din primul raționament. Și noi tot tăia trebuie să o împărțim acum în bucăți de câte 10 metri. Și de câte ori tăiem. De câte ori tăiem. Că n-am calculat în bucăți 5 tăieturi. Exact. Așa, deci tot raționamentul s-a dus pe faptul că este aceeași sârmă și că tăietură, ultima tăietură furnizează două segmente. Ultima tăietură furnizează două segmente. Și atunci lucrăm 11 tăieturi 60 de metri din 5 în 5 metri și X tăieturi tot 60 de metri are sârma din 10 în 10 metri. Din 10 în 10 metri. Da. Așa ar fi. Deci 60, tot 60 de metri acum este. Dar aici a fost din cât? Din 5 metri, nu? Și aici este din cât în cât? Din 10 metri, da? Și tăieturile o să fie mai puține, clar, da. Dar bucata a crescut.
Deci bucata, bucata este ca lungime, nu? Ca și lungimea a crescut. Așa. Și atunci e direct sau invers, copii? Păi ca și cum 60 de metri n-am mai avea, de la 1. Sigur că da, ca și cum 60 n-am mai avea. Da, asta e... Da. Așa, și atunci? Bucăți mai puține, tăieturi mai puține pentru a obține bucăți mai lungi. Și bucățile mai lungi. Invers. Așa. Unde noi am aflat acum că sunt 5 tăieturi, știm da. Asta, dar trebuie să vedem exact cum încadrăm problema ca să meargă în raționament direct sau invers proporțional, da? Da. Deci numărul tăieturilor ce face? Scade, nu? Am văzut că scade. Deci ce se întâmplă aici? Crește lungimea segmentului, scade numărul tăieturilor. Are și corect. Alo. 110%. Adevărat că am vrea. Alexandru, nu mă scuzi, dar sunt într-o lecție, sunt în direct. Dacă îl dai pe Prof Online TV, sunt chiar în direct acum. Iată-mă. Da. Pe la 10 sunumă, te rog. Da. Mersi. Salut. Cu desenul n-a ieșit, dar acolo ceva n-am pus bine, domn profesor? Nu, este bun. Este bine. Este același bară. 60-60. Și acum, hai să vedem cum vedem numărul de tăieturi să ne iasă 5. Așa. Deci 12 bucăți. Prima dată îmi găsesc 12 bucăți, nu? Da. Deci în loc să spun la 5 metri, spun 12 bucăți. Așa, da. 12 bucăți. Și acum, acel 60 de metri, din așa, înseamnă câte? 6 bucăți, nu? Da. 6 bucăți. Și atunci ar fi așa. La 11 tăieturi corespunde 12 bucăți. La X tăieturi corespunde 6 bucăți. Și X tăieturi acesta... Mai puține bucăți, directă, da? Da, 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 da. Deci este un raport direct proporțional. Așa, urmează 11 și X direct proporțional cu 12 și 6. Așa. Și atunci... Cât vine aici 11 pe 12, mai încurc acest 11, să vedem cum îl scăpăm de el. 11 pe 12, egal cu X pe 6. Amplificăm a doua cu 2? Da, X egal cu 11 ori 6 supra 12, dar 11 supra... 11 pe 2. Da. Și 11 pe 2, ca număr de tăieturi, nu poți spui o tăietură, 5 tăieturi și jumătate. Corect. Așa. Deci 11. Și așa cum pusesem noi inițial, tot așa dădeam. Deci 12 bucăți am obținut din 11 tăieturi și 6 bucăți. Deci 60 de metri, nu? Din 10 în 10. Atunci, hai să folosim altă idee. Faptul că ultima, deci 11 tăieturi, 11 bucăți. Pentru că următoarea este de la sine înțeleasă. Iar aici, la X tăieturi, 5 bucăți.
Ca a șasea vine singură, da. Așa trebuie văzut, că altfel nu ne iese. Faptul că ultima tăietură îmi dă două bucăți, da? Aceea vine de la sine și atunci spunem așa. La 11 tăieturi, obținem, cât am spus, 11 bucăți. La X tăieturi, obținem 5 bucăți. 5 tăieturi. Da? Și atunci X va fi egal cu, nu? 5 ori 11 supra 11 și egal cu 5. De unde fac acum? Da? 5 ori 11. 5 bucăți am zis că obținem, Miruna. Da, 5, pentru că a șasea este subînțeleasă. Cum n-am spus aici 12 bucăți, am spus numai 11. Și din pace spun câte bucăți? 5 bucăți, da? Sper că ați înțeles că să raportăm tăietura la bucata care obținem. Adică mai 12 bucăți sau 6. Așa. Eu am reținut că am 12 bucăți. A fost esențial ca să fac lucrul acesta și să înțeleg că e 60 de metri acela. Că altfel, dacă spuneam din 5 în 5, și spuneam 55 și iar mă încurcam cu problema. Corect. Dar așa, faptul că am zis că se obține asta în plus la tăietură, îmi permite să spun că am de-a face cu 60 de metri. Da. 60 de metri se merită să gândesc că din 10 în 10. Așa, dacă mergeam la 55 și nu se zeam asta, până când din 10 în 10 nu s-ar fi tăiat bucata respectivă. Da. Da? Deci, și la una și la alta, scădem un 1, ultima bucată. Exact. Că este același lucru și atunci raportarea este foarte și obține rapid. Numărul de tăieturi. Numărul de tăieturi. X tăieturi. Asta e neinteresant. Numărul de tăieturi. Da. Da, sunt și aspecte de acestea care nu trebuie să vă dea dintre astea ca să vă bage în ceață așa. Da, dar mi-ați doare și cu desen, adică puteți să vedeți și din desen. Păi vedeam din desen că 60 de metri, dar dacă voi ziceați că 12 bucăți, vezi că nu mai ieșeau. Nu, dar ea spune un lucru. Ea poate să se bate și cu desenul făcând chestia asta. Uite, domnule, am 60 de metri. El îmi cere câte tăieturi. Și eu, a doua oară... Fără regula de trei simplă? Da, fără regulă de trei. Să fac așa, ți-am reprezentat chestia asta, n-ai de ce să nu te super pe mine. Dacă ți-am dat răspunsul corect. Da, ți-am dat răspunsul corect. Deci să caut încadrarea. Da, câte tăieturi ne treabă. A, deci să... Păi da, mă, dar vă dă voi, o să zic că duceți să vă la clasa 4, nu? De ce? Că au făcut prin desen. A, nu. Nu, nu? Nu, este clar că se prinde de faptul că își permite să spună că ultima tăietură oferă două segmente. Ca asta scoate problema. Corect. Deci tot secretul este în a înțelege că ultima tăietură ascunde două segmente și că așa asta îți permite ție să spui că ai o bară de 60 de metri și că poți să începi să faci împărțirea din 10 în 10. Și el odată a făcut un exercițiu la 12 pe care l-am făcut noi data trecută, el nu l-a făcut prin regulă de 3 simple. Când normal, așa, el nu era de regulă de 3 simple și totul rezolvat. Prin procente rezolvat. A, cu procente. Deci... Hai să mai facem una de trecere atunci. Da. 22. Mai facem, da. 22. De la 46 copii. Dintr-o fântână trebuiau pompate 300 de găleți de apă. Pompa scoate 180 de găleți de apă pe oră, din care 30 de găleți se scurg înapoi în fântână. În câte ore se scurg cele 300 de găleți de apă? Să simplu să le înconjurăm. Deci dintr-o fântână trebuiau pompate 300 de găleți de apă. Pompa scoate 180 de găleți de apă pe oră, din care 30 de găleți se scurg înapoi în fântână. Deci, hai să vedem că dintr-o fântână se scot... Trebuiau pompate 300 de găleți de apă. 300 găleți, poftim, găleți. Ei nu știu. Așa. Da, era 300 găleți de apă. Trebuiau pompate. Da. Pompa scoate 180 de găleți de apă pe oră,
Din care 30 de 180 găleți pe oră. Pe oră, din care 30 de găleți se scurg înapoi în fântână. Minus 30. Deci, practic, rămâne 150. Un beneficiu de 150 pe oră. Că 30 se scurg înapoi, da? În câte ore se pot scoate cele 300 de găleți? Păi atunci e simplu. 2 ore. Deci, 150 rămân, nu? 150 rămân cele care, de care beneficiem noi. Corect. 150 rămâne așa. Dar și atunci... Cât timp? În 2 ore. Păi asta zice ce... Noi asta cred că mai trebuia să mai facem pe carte. Era asta, asta era răspunsul. 1, 2, 3 sau 4? Sau alt răspuns? Deci 1, 2, 3 ca număr. 4 sau alt răspuns? Da, este 2. 2 ore, da. Să mai citesc încă o dată, nu înțeles? Deci, dintr-o fântână trebuiau pompate 300 de găleți de apă. La țară știi că există pompă. Dai așa. Ori dai așa, ori, ori există la curent electric pusă și, mă rog, n-are importanță, e important, da. Pompa scoate 180 de găleți de apă pe oră, din care 30 de găleți se scurg înapoi. Deci, practic, ea scoate 150 într-o oră și atunci cele 300... Deci eu beneficiez numai de 150 de litri. Da. Și într-o oră, dacă beneficiez de 150 de litri, și 300 de litri pe care vreau să-i văd așa în 2 ore. În 2 ore, da. Deci la sfârșit? Dar oare de ce? Nu, de la sfârșit. Da, de la sfârșit. Da, e la un concurs. La un concurs. Da. Concurs pentru clasa 3. Nu, la sfârșit de până pe exercițiul 12. Da. Concurs pentru clasa 3. Deci asta e. Da, da, da. Problema 23. Hai să citim în dezvânt. Da. Pentru obținerea pontei, la un combinat siderurgic s-au folosit 2030 tone de cărbun timp de 145 de zile. 2030 tone de cărbun timp de 145 de zile. Ca să obținem ponta. Pentru 145 de zile. Da, da. Pentru câte zile vor ajunge 3296 de tone, 3296 tone de cărbune, dacă zilnic se vor consuma cu 2 tone mai mult ca înainte? 2 tone, deci cât ar veni? X zile. X zile. Câte zile ne întreabă? Da. Dacă zilnic se vor consuma cu 2 tone mai mult ca înainte? Minus 2 tone. Plus, plus 2 tone pe zi, nu? Da. Cu 2 tone mai mult. Se vor consuma. Da. Se vor consuma. Mai citesc o dată. Da. Pentru obținerea fontei, la un combinat siderurgic, s-au folosit 2030 tone de cărbun timp de 145 de zile. Da. Pentru câte zile vor ajunge 3296 tone de cărbun, dacă zilnic se vor consuma cu 2 tone mai mult ca înainte? Păi putem să aflăm cât, putem să aflăm cât se consumă pe zi. Corect. Pentru că noi știm că 2030 de tone, de care 145 de zile. 145 de zile. Împărțim. Și împărțim pe 2030 tone la 145. E de 14 tone. Deci 14 tone pe zi. Deci 14 tone, tone pe zi. Dacă 14 tone de cărbune se consumă într-o zi, deci 14 tone pe zi se consumă pentru producerea oțelului, așa. Da. Și asta pentru cantitatea de cât de 2030 tone, atunci 16 tone pe zi, în câte pentru cantitatea de 3296 tone. Adică cu 2 tone mai mult, zice domnul profesor, 16 tone, da, știi? Da, 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 da. Se scot 3296, da. Deci, 14 tone pe zi, 2030 tone, în 145 de zile, nu? Asta în 145 de zile, da. Așa, și în câte zile se va întâmpla chestia asta? X zile. X zile. Aha, n-avem nimic, la fel. Da. Haideți să, să vedem unde umblăm acum. Păi, cred că e simplu, nu? Dacă faci 14 tone pe zi și alți 2030...
Și aici, de data asta, 16 tone pe zi. La cantitatea asta, ca să vedem număr de zi, împărțim pe 3296, 16, și gata. Tot așa de simplu ce este, nu? Că tot secretul a fost să vedem câte tone aveau pe zi. Dar cine cerea? 206 zile. În câte zile vor face, vor scoate 3.000, vor consuma 3.296 de tone, dacă consumă, vor folosi. Două tone mai mult de pe zi. Două tone mai mult pe zi. Deci 16 tone pe zi. Așa, 3.296, ca să afli în câte zile. Pentru câte zile vor ajunge 3.296 tone de cărbun, dacă zilnic se vor consuma cu 2 tone mai mult ca înainte. Sigur că da. Noi trebuia să aflăm, într-adevăr, într-o zi. Într-o zi, cât era înainte, obișnuite, cele 145 de zile, 14 tone, să mărim cu 2 tone în plus, nu? Să fac 16 tone pe zi. Și cantitatea asta, acum, la câte zile ajunge, este foarte, foarte simplu, nu? Mă împărțit și a ieșit, dar cum redactăm asta? Păi, deci exact cum am făcut aici, da? În felul ăsta avem toată treaba asta. Și atunci, ce îmi rămâne mie? După ce am rezolvat așa, în câte zile X ăsta, cum aș fi zis? X egal cu cine? X egal cu 3.296. Da, da. Dar de unde au apărut împărțit la 16, ce vreți să spuneți? Nu? Asta îmi are interesant. Cum? Ce-am făcut? Direct proporțional? Ce-am făcut? Deci, 14... Păi, acum, au crescut numărul de tone. Tone, da. Au crescut și cantitatea. Cărbune. Și crește și numărul de zile. Și numărul de zile. Direct proporțional. Direct proporțional. Și X-ul iese din ceva? Domn profesor? X-ul de unde ne iese? Din... X-ul acesta, din ăsta, împărțit la ăsta, am zis, nu? Da. Dar ăsta, de unde a ieșit? A fost... Cu 2 tone mai mult. 14, ăsta, cu 2. Da? Da. Iar 14, ăsta a fost de unde obținut? Din 2013, împărțit la ăsta, nu? Deci, X-ul, hai să scriem așa, ca să vedem exact din ce vine. X egal cu cât? 3.296 supra cât? Supra 16. Care e egal mai departe cu 3.296 supra, în loc de 16, zicem 14 plus 2, bine? Da. Și egal mai departe cu 3.296 supra, 14 ce a însemnat? 14 înseamnă 2030, împărțit la 145, da? 2030 supra 145. Corect. Plus 2. Plus 2. Dar nu era mai, adică nu, X egal 3.296 supra 14 plus 2 egal cu 3.296. X egal cu 3.296 supra? Supra 14. Puteți spune pur și simplu atât. X este 2030 împărțit la 14 plus 2. Și fix asta de aia. Deci X egal cu 2030, ai zis? Împărțit la 14 plus 2. Împărțit la 14... plus 2. Da, 14 celălalt am obținut împărțindu-l pe 2030 sau 145 copii. Pe 14 l-am obținut împărțit pe 2030 la 145. Înțelegi, Sonia? Nu știe pe 14 celălalt. Noi l-am aflat. Împărțim 2030 sau 145, uita. Deci, în clipa de față, cred că merge să facem așa. 14, 145, 16, X. Ia să vedem dacă... E direct? Ia să nu, vedem. Nu, nu, nu merge așa. Pentru că aici ar fi un număr mai mare de zile, nu? Da, mai mare și acolo tot mai mare de tone. Deci ar fi directă. Deci directă. 145. Da. Dar trebuie să avem în vedere aici, raportul ăsta. Așa? Deci 20, 330, 3296. Nu, nu dădea, doamne. Uitați, așa facem. Deci 14 tone pe zi, 145 înseamnă cantitatea asta. Așa. 3200,
că așa. Bun. Le zicem așa, la 140, la 2030 punem 145 de zile, da? Da, așa dă și problema. La 3296 punem X zile. Și atunci este aici o directă proporționalitate, dar numai aici trebuie să vedem noi cum vedem acele două ore, nu? Acele două ore în plus. Două tone. Deci trebuie să vedem că aici avem 14 plus 2. Uh-huh. Aici 16. Deci 16 acolo 14 pe zi. Aici e 14 pe zi, da. Și 145 mulțit cu 14 mă dat asta. 203, da. Da. Iar aici X zile ori cât aici? Ori 16. Ori 16. X zile ori 16 egal cu da, asta. Da, corect. Deci trebuie să facem așa. Aici X ori 16 îmi dă asta. Aici 145 ori cât? Ori 14. Ori 14. Și mă dat asta. Da. Deci, pot să gândesc că în loc de 2030 pot să spun 14, ia să vedem, 14 145 zile să merg pe asta și 16 X zile. Și atunci, cât ar... 6245, da? Da. Și îmi dă cât acum? 2320. Am făcut și eu pe asta și împărțit la... 16 ori 145 da, supra 14? Și nu dă. Nu-mi dă? 165,71. Nu e bun. Hai să vedem încă o dată. Raționamentul este corect aici, cum am făcut, nu? Ne dă foarte clar. Ca răspuns, numărul de zile, 3296, împărțit la 16 tone. Uh-huh. Deci îmi dă foarte bine. Dar cum surprind prin regula de 3 simplă asta? Asta. Da. Deci 14 tone pe zi, 2030, 145 de zile. 16 tone pe zi, 3296 tone, înseamnă X zile. Problema cât era? 23. X. Egal cu 3200. 6 zile, ăsta e și răspunsul corect, care noi l-am aflat. Da, dar vrem încadrarea asta ca problemă de 3 simplă. Da? 3296 împărțit la 16 și face cât a spus? Face 206 zile. Vedem mărimile acestea direct proporționale. Așa, de 2030 tone, 945, 3296 tone în X. Aici trebuie să vedem că dacă asta ne ducem direct 3296 ori 145 la 2030, nu merge. Acum nu merge. Da? Și nu merge, nu? Nu. Dă un pic mai atât, 3200. Da, este de așteptat să întâmple așa, pentru că este cu alt consum. Da. E alt consum pe zi. De 235. Da. Mai vedem încă o dată raționamentul. Deci 14 tone pe zi, timp de 145 de zile. E clar că cantitatea 2030.
16 tone pe zi, în X zile, cu alte cantitate. Corect. În loc de 3296, înseamnă 16 ori X. Nu? 16 ori X face 3296. Iar 14 ori 145. Da? Da, oprim, da? Da, oprim, da.